În duminica a 10-a după Rusalii, obștea monahală de la schitul Brătășești s-a bucurat de prezența înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul rostit cu această ocazie, ierarhul argeșan a făcut o scurtă tâlcuire a Evangheliei din această duminică și a evidențiat frumusețea picturii din interiorul bisericii restaurate recent. Diavol înseamnă, în traducere, cel care îi desparte. Cel care îi desparte pe om de Dumnezeu. El își ia ajutoare. De unde credeți că își ia ajutoare? Dintre noi. Cu ce lucrează diavol? Cu omul rău, cu omul mândru și cu omul neiertător. Bietul părinte, care avea copilul așa bolnav, l-a rugat pe Dumnezeu să-l vindece și el a rugat întâi pe ucenicii lui Iisus. Ei, s-au zis că n-au putut să-l vindece ucenicii și sigur că noi nu putem să vindecăm noi. Nu. Vindecă Dumnezeu totdeauna. Dar ucenicii n-au putut să-l vindece pentru că ei credeau că au ei putere de la sine. Că biserica asta atât de frumoasă, că îi spuneam părintelui Pictor, că aici avem un pictor la slujbă la noi în biserică. Aici ești, face slujbă săracul, dar el e pictor, pictează foarte bine și i-am spus, domnule, poate că te uiți bine la sfinții aceștia pe pereți, că sunt foarte frumos pictați. Aceștia sunt românii noștri, să știți. Pictorii de obicei pictează din obștea creștină. Pe Maica Domnului pictează femeia creștină. Sfinții toți care sunt aici sunt strămoșii noștri, să știți. E sigur că sunt Sfântul Gheorghe, Sfântul Cutare, dar ei, când îl pictează Sfânt Român, îl românizează. Pictura aceasta extraordinară, făcută de ucenicii lui Sfântul Pafnute Pârvuzul Gravu. E extraordinar, este o biserică minunată, model, vai de mine, din 1800. Episcopul Iosif I, săracul, el a făcut așa o bijuterie. Uitați-vă, iubiți credincioși, ce catapeteasmă frumoasă aici. Am trimis și s-a restaurat catapeteasma. S-a restaurat la Suceava, în Moldova. Acolo de meșteri foarte mari. Ia uite ce frumusețe, ce gingășie, ce pictură valoroasă, lemn tratat, făcut frumos. Aflat în cătunul Florien din satul Brătești, comuna Albești, schitul are hramurile Sfinții Serghie și Vah și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Actuala biserică a fost sfințită la sfârșitul secolului al XVIII-lea de către preasfințitul părinte Iosif, întâiul episcop al Argeșului. Aceasta a fost ridicată pe moșia boierului Ioan Vâlsănescu de arhimandritul Partenie, stareț al mănăstirii Argeșului. După reforma lui Cuza în 1864, moșiile schitului Brătășești au trecut în averea statului și schitul a rămas fără posibilități de întreținere. În anul 1920, prin decret regal, a fost subordonat mănăstirii Robaia. În anul 1959, prin decretul 410, a fost desființat, biserica devenind lăcaș de mir pentru locuitorii din Brătești. Abia în anul 1998, vechiul schit redevine așezământ monahal ca metoc al mănăstirii Robaia. În anul 2016 s-a aprobat în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca schitul Brătășești să fie autonom, împlinind astfel dorința întâiului ctitor la 281 de ani de la actul de fondare.